Știu că-ți place să afli un secret deosebit. Cui nu-i place să rezolve un mister atunci când dă de unul? Activitatea poate fi frustrantă, dar de cele mai multe ori îl rezolvăm, mai ales când indiciile ne ajută. Dar dacă ți-aș spune că există un puzzle în lume care nu poate fi rezolvat de nimeni, că răspunsul ghicitor i-a ținut în priză până și cele mai luminate minți din lume. Este un puzzle care îți va da dureri de cap dorindu-ți să nu te mai gândești niciodată la el. Este un mister ce a îngenunchiat mai mulți oameni și credem că este timpul să-l afli și tu. Istoria acestui puzzle începe în anii 1990, când Agenția Centrală de Informații, sau cum este cunoscută în toată lumea, CIA, și-a mutat sediul central în Langley, Virginia. CIA și-a dorit ca noua clădire să arate superb, motiv pentru care Comisia Artelor Frumoase din SUA s-a ocupat de decorarea sediului. Un artist local pe nume Jim Sanborn a fost însărcinat cu construirea unei sculpturi, însă nu una oarecare. În spiritul secretelor CIA, această sculptură urma să fie o operă de artă, cât și un mister de nerezolvat. Sculptura urma să fie numită Cryptos, care în limba greacă înseamnă ascuns, motiv pentru care și în prezent avem foarte mulți termeni digitali care au cuvântul cripto în structura lor și care se referă la ceva secret sau ascuns. Oricine poate în prezent să arunce o privire la Cryptos, desigur, dacă este permis accesul în sediul CIA. Poate că este un puzzle secret, dar cu siguranță nu este învăluit în mister. Artistul ales să construiască sculptura era cunoscut pentru crearea lucrărilor care îi făceau pe oameni să se gândească la forțele naturii stranii, dar fiind și un om inteligent, el s-a documentat despre criptografie înainte să înceapă construcția. A lucrat de asemenea cu criptografi din CIA. Sculptura în sine este destul de frumoasă de privit. Materialele folosite au fost lemn pietrificat, coarț, granit roșu șlefuit, cupru și rocă magnetică. Desigur, este plăcut la vedere, dar pentru cei mai mulți oameni, codul scris pe ea nu are niciun sens. Chiar și pentru unii dintre cei mai buni criptoanaliști din lume, amatori sau profesioniști, descifrarea codului a fost o provocare uriașă și literalmente pentru unii provocarea vieții. Partea sculpturii unde este scris mesajul este din cupru și în formă de S. Sunt 4 mesaje criptate în total și la prima vedere, evident, nu au niciun sens. Toate simbolurile folosite sunt din alfabetul latin, știți voi, cel folosit de noi în prezent de la A la Z. Iată o parte din aceste mesaje. M-U-F-P-H-S-L-R, ați înțeles voi, nu voi citi întregul mesaj. Da, arată puțin mai greu decât un puzzle obișnuit, de aceea persoanele obișnuite care nu cunosc acest limbaj nu au nicio șansă să spargă codul. Dar totodată, pentru persoanele din domeniu nu este atât de lipsit de sens, iar de-a lungul anilor mai mulți experți au studiat sculptura și mesajele sale ascunse. Un bărbat anume a fost extrem de determinat să spargă codul și din fericire pentru el lucra chiar în acea clădire. Este vorba de analistul CIA pe nume David Stein. Mulți alții au încercat, dar nimeni nu a avut succesul lui Stein. El nu a folosit nicio unealtă ciudată pentru a rezolva puzzle-ul. A adus cu el un pix, o foaie și s-a așezat în fața sculpturii. A petrecut un total de 400 de ore de-a lungul a 8 ani și a reușit să rezolve 3 din cele 4 mesaje. Unul dintre texte se spune că este în totalitate de nerezolvat, dar vom reveni la această idee mai târziu. Deci, ce a descoperit Stein? Ei bine, pentru o vreme a fost ținut secret de CIA. L-au felicitat, confirmând că ceea ce a descoperit el era corect, dar totodată i-au spus că mesajul trebuie ținut secret. Un an mai târziu i-au spus că își poate publica rezultatul într-un buletin informativ intern care să fie trimis doar membrilor CIA. Însă, pentru oamenii de rând ca noi, mesajul va rămâne secret pentru anii ce vor urma. Totuși, nu a contat prea mult pentru că CIA a ținut totul secret pentru că un programator a spart și el cele 3 puzzle-uri ceva mai târziu. Totuși, soluția descifrării mesajelor secrete scrise pe sculptură nu a devenit informație publică, iar programatorul a trișat oarecum pentru că a folosit un calculator pe când Stein a făcut totul în mod clasic, folosindu-se doar de caiet și creion. După ce CIA a desecretizat ceea ce Stein aflase, oamenii puteau citi ce a spus el în legătură cu cei 8 ani dedicați puzzle-ului. Este foarte frumos modul în care a descris sentimentul pe care l-a avut când a văzut în final toate piesele la un loc. Iată o parte din ce a spus.
M-am simțit lovit de acel moment dulce de entuziasm, de acea rară experiență pe care o știm sub denumirea de moment de claritate. Toate îndoielile și speculațiile în legătură cu miile de căi posibile pur și simplu au dispărut, iar eu am văzut clar singurul traseu corect care era chiar în fața mea. Pentru a rezolva primul mesaj a trebuit să utilizeze ceva numit cifrul Vishner. Nu este prea ușor să explicăm cum funcționează acesta, dar vom încerca. Vom spune că în aceste zile poți introduce un amestec de litere într-un calculator din care vor rezulta mai multe cifruri pe care le-ai putea folosi să spargi codul de pe sculptura din curtea CIA, dar Stein trebuia să știe codul pe de rost și apoi să-l aplice. Drept exemplu vă voi arăta asta. Ce înseamnă asta? Știu că nu prea are sens, dar folosind cifrul Vishner, se citește așa: The quick brown fox jumps over 13 lazy dogs, sau în limba română, vulpea brună și rapidă sare peste 13 câini leneși. Nu, nu am creat acest cod din capul nostru, am găsit doar un exemplu pe internet. Nici într-un milion de ani nu ne-am fi gândit că toate aceste litere aleatorii se referă la vulpi care sar peste câini. Funcționează astfel. Un cod ascuns poate fi rezolvat prin înlocuirea literelor scrise într-un cifru anume, de exemplu înlocuind litera A cu E și D cu M. Acest nivel de decodare este destul de simplu, chiar și noi am putea sparge un cod criptat astfel. Odată ce cunoști situația corectă a literelor, este destul de simplu să citești un mesaj complet. Până și deținuții condamnați scriu mesaje codate astfel pe care gardienii le pot descifra cu ușurință, chiar dacă nu lucrează pentru CIA. Diferența în cazul cifrului Vishner este că sunt mai multe alfabete de substituție. Un caracter nu este întotdeauna substituit cu aceeași literă și astfel devine mai dificil. Sunt mai multe alfabete diferite folosite în cifrul Vishner și se pot schimba în funcție de locul unde este folosit cuvântul cheie în text. În principiu, trebuie să cunoști cum este substituit fiecare caracter ținând cont de cuvântul cheie și de ce alfabet folosești. Dacă și pentru tine sună confuz, nu te îngrijora, este la fel pentru majoritatea dintre noi. Așa arată cifrul Vishner și toate alfabetele diferite din structura lui. Răspunsul primului mesaj de pe sculptură înseamnă: între umbrele subtile și absența luminii se află nuanța iluziei. Pentru a rezolva cel de-al doilea puzzle, analistul CIA nu a folosit același cifru Vishner, ci o altă formulă, un sistem de coordonate numită abscisă. Este ca un fel de grafic cu axe cu ajutorul căruia Stein a ales literele potrivite din cel de-al doilea mesaj criptat și încă o dată a trebuit să folosească un cuvânt cheie. După ce textul a fost descifrat, au rezultat următoarele coordonate: 38 de grade, 57 de minute, 6,5 secunde nord, 77 de grade, 8 minute, 44 de secunde vest, adică coordonatele unui punct ce se află la 50 de metri sud-est de sculptură. Cea de-a treia parte a puzzle-ului a fost rezolvată cu ajutorul cifrului de transpoziție. Acest tip de cifru nu înlocuiește o literă cu alta folosindu-se de un alfabet anume, ci literele sunt aranjate astfel încât dacă muți un caracter, atunci poți descoperi un cuvânt. Un exemplu ar fi: avem mai multe litere amestecate care la prima vedere nu au niciun sens, dar dacă folosim un cifru de transpoziție și mutăm literele într-un anumit sistem regulat, vom descoperi cuvântul format din toate literele aleatorii. Sună destul de simplu dacă, să zicem, înveți acest sistem de codare a textului, dar problema este că sunt mult mai multe cifre de transpoziție. Vă voi citi traducerea în română al celui de-al treilea mesaj de pe sculptură. Încet, disperat de încet, rămășițele resturilor pasajului care gravau partea inferioară a intrării au fost îndepărtate. Cu mâinile tremurânde am făcut o fisură mică în colțul din stânga sus, apoi am lărgit-o puțin. Am băgat o lumânare și am aruncat o privire în interior. Aerul cald ce ieșea din cameră a făcut ca flacăra lumânării să pâlbâie, dar de îndată detaliile camerei au început să apară din ceață. X, poți vedea orice, Q. Închei citatul. V-ați putea pune întrebarea: ce înseamnă tot acest mesaj? Răspunsul este că cel de-al treilea text se referă la o întrebare pusă de un arheolog britanic când mormântul lui Tutankhamon a fost deschis în 1922, iar răspunsul întrebării puse de arheolog a fost: este minunat. Ok, deci felicitări domnului Stein, care a rezolvat misterul mesajelor criptate pe sculptură doar cu ajutorul unor unelte simple și creierului său fantastic.
Sunt sigur că în jur de 99,9% dintre oamenii de pe planetă ar eșua dacă li s-ar cere să rezolve aceste puzzle-uri în 10 ani folosindu-se doar de un creion și o agendă. Acestea fiind spuse, în prezent avem la dispoziție software-uri care pot decripta astfel de coduri în mai puțin de câteva minute. Trebuie doar să-ți dai seama ce metodă a fost folosită la crearea codului. Atunci, întrebarea logică este, cum de nu a rezolvat nimeni mesajul sau puzzle-ul cu numărul 4? Ai crede că cineva ca Elon Musk, alături de armata sa de ingineri IT și cele mai bune programe de decriptare din lume, vor rezolva problema? Dar nu a putut, nici el, nici nimeni altcineva. Iată o parte din textul 4 scris pe sculptură. Cu 6 ani în urmă a fost dat un indiciu de către însuși sculptorul Jim Sanborn și anume cuvântul ceas. Din moment ce căderea zidului Berlinului s-a întâmplat în aceeași perioadă în care a fost construită sculptura din curtea CIA-ului, unii experți cred că acest indiciu poate fi legat de faimosul ceas public din Berlin, a cărei denumire originală o aveți pe ecran. Totuși, nu este un ceas normal pentru că lovește o succesiune de culori în locul numerelor, iar fiecare culoare denotă o perioadă de timp, deci trebuie să citești ce oră este în funcție de succesiunea culorilor. Totul are sens, în special pentru că vorbim de CIA, Serviciul Secret Extern al Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea, teoria ceasului din Berlin nu a dus la o soluție pentru cel de-al patrulea puzzle. Indiciul ceas poate fi de asemenea legat de un criptograf polonez pentru a decripta mesajele transmise cu mașinăriile criptografice germane Enigma. Faimosul criptograf britanic Alan Turing a folosit aceste metode pentru a sparge coduri criptate în timpul celui de-al doilea război mondial. Au trecut mulți ani de când indiciul cu privire la ceas a fost oferit, dar până acum nimeni nu a decriptat mesajul ascuns și vă putem spune cu siguranță că foarte mulți oameni au încercat. Sunt mai multe subiecte pe internet în care se discută despre această ultimă piesă de puzzle nerezolvată. Oamenii spun că motivul pentru care nimeni nu poate sparge codul secret este pentru că cifrul folosit la scrierea mesajului este ceva nemai văzut până acum. Nici măcar CIA însuși sau Agenția de Securitate Națională, care este renumită pentru cei mai buni spărgători de coduri din lume, nu pot descifra acest mesaj. Se crede în general că trebuie identificat la ce se referă fiecare mesaj în parte pentru a rezolva tot mesajul scris de pe sculptură, pentru că fiecare mesaj are un indiciu. Dacă cel de-al patrulea text nu poate fi rezolvat, atunci întregul puzzle rămâne un mister și nu poate fi de asemenea rezolvat. Este palpitant să te gândești la ce ar putea semnifica totul. Creatorul sculpturii, Sanborn, are acum 74 de ani și probabil că deja s-a plictisit așteptând pe cineva care să rezolve cu adevărat pasajele puzzle-ului său. El a fost intervievat de mai multe ori și a spus de fiecare dată că a trecut în testamentul său ca soluția scrisă pe o foaie să fie trimisă către o altă persoană dacă nimeni nu va rezolva cel de-al patrulea mesaj. Acest lucru nu înseamnă în mod cert că acea persoană va da mai departe răspunsul, dar cel puțin el sau ea vor putea confirma dacă poate cineva să spargă codul secret folosind metodele cunoscute până în prezent. Poate că și tu ar trebui să încerci să spargi codul secret scris pe sculptura din curtea sediului CIA, pentru că dacă rezolvi misterul, atunci fără îndoială numele tău va rămâne în istorie pentru totdeauna și cel mai probabil vei primi un post umil la Agenția Centrală de Informații. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!